Iarnă gran în capitală, dacă principalele artere de circulație au fost curățate, oamenii se plâng că străduțele sunt pline de gheață și deci un adevărat pericol, mai ales pentru oameni în vârstă. Au fost curățate aleile la blocuri? Nu, a doua zi, a treia zi au, a fost curățate. E groaznic, nu e curățat nimic. Nu este. E oameni mai în vârstă, alunecă, că cade pe jos, își pe mâinile, picioarele. E la pământ tot. E la pământ. Uitați-vă, de o săptămână nu dă nimeni cu sare, nu face absolut nimic, 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 Primăria sectorului 6 a anunțat că oferă saci cu clorură de sodiu pentru asociațiile de proprietari. În sezonul rece, primăria sectorului 6, prin ADPDU, vine în sprijinul asociațiilor de proprietari din sectorul 6 și le oferă gratuit saci cu clorură de sodiu pentru a da în fața blocurilor pe trepte și alei. Potrivit hotărârii de Consiliului General a Municipului București 120 din 2010, acestea sunt obligate să curețe zăpada și gheața din fața blocurilor. Le pot ridica de luni până vineri, între ora 8 și 15, de la sediul ADP din strada Valea Boteni, numărul 2A. Pot veni administratorii, președinții de bloc sau oricare alt locatar cu împuternicire ștampilată de Asociația de Proprietari. De altfel, am întâlnit chiar și locuitorii ai capitalei fericiți. Toate aleile, toate no, intrările no. sunt curățate. Între timp, primăria municipiului București a fost sancționată contravențional de către polițiștii locale ai sectorului 4 prin administrația lacuri, parcuri și agrement. Pentru nerespectarea obligațiilor legale instituite în sarcina sa în privința îndepărtării stratului de zăpadă și de gheață depus pe aleile pietonale și trotuarele aferente parcurilor pe care aceasta le administrează pe raza sectorului 4, Parcul Carol și Parcul Tineretului. La rândul său, PMB anunță că operatorii de salubritate din sectoarele 3 și 4 au fost amendați cu 5.000 de lei pentru faptul că nu au îlcățat în mod corespunzător zăpada și gheața din piața Universității și de pe trotuarele aferente bulevardului Unirii.